Acum sper că nu o să vă stric urechile din nou. Bună seara, mulțumim pentru că ați venit și în această seară la Vox. Ne cerem scuze pentru întârzierea cu pricina, din cauza tehnologiei. Avem doi invitații deosebiți în seara aceasta. Trebuie să-i mulțumim Alexandrei pentru eforturile depuse și întregii echipe de voluntari și nu numai marca Soft Binator, așa. Cred că putem să-i și aplaudăm puțin, pentru că de până așa. Adrian, să știi că mă bucur tare mult să văd că vorbești despre hacking, hacking at work, orice are legătură cu hacking după interviul de ieri cu John McAfee a fost așa, cumva, revelatoriu pentru mine. Am supraviețuit după el, am aflat destul de multe despre securitate. Puteți să și vedeți interviul mâine pe blogul HowTech dacă sunteți interesați. Și sper să avem ocazia să aflăm mai multe și de la tine, așa că te rog să vii tu aici pe scenă, să-i microfonul și să ne povestești. Ok. Salutare, sunt Adrian Stratulat, din software engineer la Enea, cu asistent prin poli, mă ocup cu diverse și una din chestiile cu care m-am ocupat de-a lungul timpului a fost să fac diverse măgării în timpul programului. Acestea sunt, nu sunt deloc genetice, sunt chiar normale și m-au ajutat să rezolv anumite task-uri care păreau imposibile. Imposibile doar cu un timeframe mutat. De obicei trebuie să mai faci nevoie de aprobări, de acces, drepturi, permisiuni, doar că uneori chiar te grăbești și dai la o parte toate chestiile astea. Nu e frumos, dar merge. Și să începem. Mai întâi, o să discutăm despre cum am rezolvat o problemă de software licensing, apoi cum am descoperit și apoi am făcut disclosure la o vulnerabilitate de securitate din produsul la care lucram. Vulnerabilitatea nu era făcută de mine. După care, cum am făcut rost de acces la o rețea la care mai târziu am aflat că probabil nu era ok să intru pe acolo. Și apoi, cum am rezolvat niște probleme pentru un demo. Aparent, demo-ul respectiv a fost mai complicat din punct de vedere tehnic decât produsul la care lucram și pe care îl prezentam în acel demo. It happens. Un moment. N-ai licență. We have backup. Ok. Ok. Așa. Aici. Da, un why. Hai să completăm cu aici. Whatever. S-a pus de aici? Wow! GG! Good one! Now drive Google.com. Come on! Whatever, dau prima opțiune, nu contează. Un moment. Thank you.
întâmplat? Deși te lucru până așa? Una din subiectele acoperite este lucrurile care pot merge rău în pregătirea unui dărâm și a unei prezentări. Am revenit după niște probleme tehnice și după cum ziceam, una dintre primele probleme a fost licensing-ul. Lucram la o firmă și făceam proiectare de cablaje. Și trebuia să editez anumite cablaje. Nu e cea mai interesantă chestie din lume, dar mergea, eram student, an 4, part-time, nicio problemă. Și problema care era? Aveam un editor de scheme electrice, cablaje și chestii din astea. Și aveam licență la el. Doar că nu era licența full. Licența full te lăsa să faci cablaje mari. Eu aveam o licență medium, care mă lăsa să editez doar channel-ul ăsta. Adică se uita pe, la ce coordonate încercam să dau click să editez sau să mut chestii. Și dacă eram în afara zonei verzi, de aici, îmi zicea error. You cannot do that. Please buy a more expensive license. Și asta era problema. Acum, ce nu mă așteptam, era că aveam un deadline rapid și eu lucream de acasă. Și șeful meu s-a zdrăcit, nu mi-a dat licență. Acum, cum livrezi asta repede? Adică să faci un cablaj, un cablaj mare, era cam atât de mare, la timp. Dacă tu poți edita doar colțișorul ăla. E bine, încep să faci, să-ți pui diverse întrebări. Gen, cum rezolvi asta? Îi zic șefului că, boss, nu pot săptămâna asta. Hai, mai încolo. Cumpăr licență din banii mei? Ce-s nebun? Licență în anul 4.
găsesc o versiune crăcuită pe net. I'm not a script kiddie. Dar ce pot face? Eu fac reverse engineering pe file format și apoi să mut schema electrică astfel încât să se încarteze pe rând în intervalul verde de aici. Da. Mie mi se părea varianta cea mai simplă în momentul respectiv. Acum, reverse engineering pe file format. Din fericire, file format-ul era XML. Un XML simplu de citit. Adică vezi că e schematic, adică editezi schema, ai apoi segmente, pini, sârme, rețele și coordonate. X, Y, în cazul ăsta, fiindcă era o chestie dreptunghiulară, X-ul, nu, era o chestie linie, era de la X1, Y1 până la X2, Y2. Nu e chiar rocket science să faci reverse engineering pe chestia asta. Și apoi, ce am făcut? Deci, aici, chestiile importante. Și apoi, ce am făcut a fost să scriu un parser și un editor de XML-uri, astfel încât să-mi shifteze de fiecare dată coordonatele cu nopse, pe o X și pe o Y. Să shifteze toată schema. And that was it. Am folosit Java și .4j. Asta aveam de mână atunci, asta am folosit. Eram, mi se pare că eram și pe Windows. Și, în fine, în afară de câteva corner case-uri, și anume să mă uit doar în zona cu schematic, să nu mă uit în biblioteca de piese, că și piesele alea erau definite tot cu coordonate OX și OY. Deci, doar să mă uit în schematic și în rest, pe lângă X1, X2 și Y2, mai aveam și X și Y la anumite piese punctiforme. Adică nu legau două chestii întere, ci erau puncte, gen juncțiuni. Dacă ați văzut scheme electrice cu două sârme care se intersectează, e o bulină acolo. Genul ăla de chestii sunt X și Y. Sau pentru label-uri. La fel, label-urile puteau fi manipulate dintr-un singur punct. Mulți punctul ăla și se mută tot label-ul cu el. And that was it. Și parserul arăta ceva de genul ăsta. Se folosea în genul ăsta. Adică Java, după care Shift Schematic Offset, numele programului, schema, fișierul schematic pe care îl modificam și apoi coordonatele pentru X și Y. Astfel încât, în loc să tocuiesc programul să mă lasă să mărească zona verde, eu foloseam tot o zonă verde mărită, doar că mutam cablajul sub zona verde. Să fie zona mea de interes în zona aia. And that was it. Apoi, evident, m-am dus la serviciu, m-am mirat că merge, am arătat și șefului post, știi, nu mi-ai dat licență full, trebuia. A, nasol, păi acum zic, păi ți-am zis și totul n-a trecut. Toată, după aia i-am zis că, bă, știi, dar totuși am rezolvat și fără licență. A fost un pic mai greu, dar uite, am făcut aici. Poziția oficială acolo era de embedded developer. Eu mă așteptam să fie cu mai multă programare. În alea două luni, asta a fost singurul program pe care l-am scris acolo. Mi-am făcut și o normă personală că, bă, am codat ceva. În rest, am făcut doar proiectare de scheme electrice și cablaje. Ce face Enea? Nu asta. Discutăm la pauză, ok? Apoi, asta a fost unul dintre job-uri. Apoi, alt context, alt angajator, pacienți. Lucram ca fiind inginer outsourced contractor, dar eram on-site la client și eram implicat acolo în echipa asta. Și a venit cineva să zică că, bă, la device-ul ăsta, era un device embedded, îl pui în piză, are niște găuri, bagi acolo niște sârme și faci ceva. E, la device-ul ăsta vrem să putem schimba setările de securitate, doar dacă e în prezența unui operator calificat, în prezența fizică. Să nu poată fi schimbat prin remote, deși la noi totul era remote. Și atunci, cineva s-a gândit că, bă, ok, cum să ne dăm seama că e un operator autorizat lângă cutia aia? Folosim LED-ul de pe front panel și îl bincănim. Și îl bincănim de un număr random de ori. Și după aceea întrebăm prin SSH, prin internet, prin serială, bă, dacă te crezi așa de operator autorizat, de câte ori am bincănit LED-ul ăsta? Asta era feature-ul. Și
era foarte important să nu te poți prinde remote de câte ori aplicările doar, în mod evident. Clientul era destul de mare, serios, chestii din astea și nu voiam să o dăm în bară. Acum, în prima fază, am auzit cu codul ăsta, l-am înjurat mult, fiindcă de fiecare dată când trebuia să facem modificare, trebuia să te duci în camera de alături în care erau ținute echipamentele, numeri, chestii, sau trimit pe cineva să te sune și, ok, am dat enter, asta începe să blinkă. Da, am blinkănit de 5 ori. Ok, mersi, chestii astea. Asta era la ordinea zi de acolo. Și cum, și odată chiar m-am enervat că am activat chestia asta, din greșeală, și am apăsat din reflex Ctrl-C. Și, în loc să aștept toate să ai modurile astea, a ieșit de acolo. Am bă. Ok, eu îmi bag. Poate bă. Hai să fie mai departe, că nu degeaba mă grăbeam și m-am enervat de a apăsa Ctrl-C. Mă grăbeam. Și câteva săptămâni mai târziu ajung să am treabă prin codul respectiv. Și m-am uitat pe cod. Arată ceva de genul ăsta. Arată decent. Nu are nicio vulnerabilitate evidentă. Doar că după aia m-am uitat un pic. Bă, dar de ce codul ăsta a dat return imediat? Când am apăsat Ctrl-C. Și m-am uitat la implementarea lui SIP. Eram curios. Mi s-a părut ceva ciudat. M-am uitat la implementarea lui SIP. Așa arăta. În fine. Gen, își ia timerul, se uită pe un timer, se uită când ar fi să expire timerul ăla și face point. Doar că are ceva interesant. If Ctrl-C return. Și care ar fi problema? Păi, ce face Ctrl-C? Verifică dacă Ctrl-C a apăsat pe tastatură. Pulează tastatura și verifică asta. Și apăsând Ctrl-C, încep să ieși din slipurile astea. Care e partea nașpa? Că apăsând Ctrl-C foarte repede, te poți prinde de câte ori ai intrat prin slip. Și dacă în loc să lași funcția asta slip să dea return normal, și o forțez să iasă pe aici, apăsând Ctrl-C suficient de repede, poți să te prinzi de câte ori a fost apelată funcția slip. Și după aia, dacă scazi numărul de Ctrl-C-uri date din numărul maxim de iterații, poți să te prinzi remote de numărul de dăți în care aplicările doar. Astfel încât poți să bypassezi toată porcăria asta de securitate. That was bad. Și după aia, ce am făcut cu chestia asta? Păi, în primul rând am folosit-o să accesez mai repede chestia fără să trească să mă uit și la device, să mă păiesc dintr-o cameră în alta. Și după aia, i-am anunțat și pe colegii mei. Ăsta a fost partea de disclosure. M-am dus la birou la care stăteau mai mulți seniori și team lead-ul din echipă și le-am zis: bă, băieți, am spart feature-ul ăla. Hai să vă arăt cum se face. Jumătate erau terifiați, jumătate erau, yes, am scăpat de pâncăria asta. După care, team lead-ul a escalat asta mai departe la manager, managerul a escalat din ce în ce mai sus, până când a venit managerul și mi-a zis că, bă, știi, mi se pare interesant ce ai făcut acolo, dar ar fi bine să o demonstrezi cumva mai riguros. Ia fă un script în Python care să automatizeze tot exploit-ul ăsta. Era doar un remote access care n-ar fi să se întâmple nimic grav. Și am apucat să codez și în Python, astfel încât așa și-am documentat și intern care era vulnerabilitatea, cum se triggerează și am demonstrat că se întâmplă cu proporții de 100% din cazuri. Uite ați văzut. După care, după ce toată lumea s-a convins că da, e o problemă și da, nu e ok ce se întâmplă acolo, am fost tot eu asignat să testez și să rezolv codul și să testez rezolvarea. Fiindcă eu eram familiar și cu problema și cum care era issue și rezolvarea a fost foarte simplă. Am scos astea două linii de cod. Cum a ajuns funcția asta aici? Simplu. Era ca parte unui proiect mai mare și
cumva a fost gândită în alt scop. Nu era cu scopul de a face un delay serios, ci pentru a implementa timeout-uri într-un limbaj de script. Și de asta e funcția de script, care uneori, dacă vrei să întrerup, aveți control-C. Deci funcția era corectă, dar nu pentru use case-ul ăsta. Și apoi, după toată chestia asta, autorul original al feature-ului m-a contactat, în fine, cu document managerul și cu ceilalți și a zis că, bă, băieți, mișto treaba acolo, respectele mele că ați găsit tuta asta, dar vedeți că eu suspectez că mai e o problemă. E o problemă de timing. Slip-ul ăsta, nu, funcțiile de LEDO și LEDO erau transmise printr-un bus, gen I2C. Bus care era destul de lent, astfel încât, uitându-te la timeout, uitându-te la timing, puteai să-ți dai seama de câte ori au fost trimise mesaje din astea pe magistrală și să-ți dai seama de câte ori au plecat din LEDO, la fel, folosind o conexiune remote, chestie care nu ar trebui să se întâmple. Asta era tot scopul feature-ului. Să prevină atacatorii remote, să ghicească numărul ăla. Mania. Și la fel, a fost din nou asignat să fac un script care să demonstreze că da, e o problemă, din nou asignat să rezolv problema, să validez că da, nu mai apare problema pe nicio platformă. Iar la asta, rezolvarea a fost la fel de simplă. Aici trebuie să scot două linii de cod. Aici am adăugat două linii de cod, și anume, pe ramura else, am mai pus încă două mesaje de LEDO. LEDO oricum era stins, dar mai trimiteam niște tranzacții dummy pe basul ăla. Astfel încât timing-ul să rămână neafectat și să nu poată ghici cineva de câte ori au fost efectuate, în funcție de numărul de tranzacții, de câte ori au aplicat LEDO. And that was it. Ce mi s-a părut interesant, că aici partea de internal disclosure a mers bine. Adică am arătat șefului, am arătat managerului, toată lumea a zis ok, foarte tare, hai să arătăm mai sus, să rezolvăm problema. Chestia care nu s-a întâmplat în următorul caz. Aici, din nou, eram on-site la client, doar că era un client mai paranoic. Adică m-a oprit acolo în sediu și că-a dat un laptop. Și încet, încet, pe zi, cât ce mai dădeau acces la câte un server. M-au izolat de toată rețea. Eram pe o rețea de guest în care mai puneau cât un mirror. Ok, uite un mirror de SVN ca să-ți iei și tu codul, că ești programator aici și poate ai nevoie de codul pe care lucrezi. Apoi, la fel, eram restricționat. Nu aveam voie să accesez serverele interne. Puteam accesa doar anumite mirror-uri ale serverelor interne, ca să nu pot să le sparg marile lor secrete. Și tot așa. Și chestia asta a fost, ok, business as usual, whatever, până când a trebuit să printez un bilet de autobuz. Era, în fine, bilet de autocar, mai precis. Și, din nou, l-am întrebat pe șef, bă, e ok să-l printez prin imprimanta asta din birou? Și șeful, ok, nicio problemă, go for it. Acum, când ești într-un loc nou, cum printezi o coadă de hârtie A4? Prima dată scalezi imprimanta. Vezi, bă, imprimanta asta la care mi-a dat voie șeful sau pe care mi-a dat voie șeful să o folosesc, o găsesc din prima? Nu. Ok. Hai că mă uit pe panou imprimante să văd ce IP are. Are un IP de genul ăsta. Ok, fac IP-ul ăsta de mână. Și încerc să găsesc. Să văd dacă găsesc imprimanta. Nope, nu mergea. Ok. După care, m-am mirat că, bă, ok, hai să rog un coleg. Tu ce IP ai și poți să dai ping în imprimantă? Da, puteam. Eu nu puteam. Mai, ce planet fac? Mai cap. Bă, ce IP am eu? Ok. Un IP care pare un pic din altă clasă față de astea la agent. Având în vedere că era subnetată la georețeaua. Ok. E nașpa. Toată lumea era legat, avea desktop-uri legate la rețeaua pe fir. Iar eu aveam aveam un laptop legat la Wi-Fi-ul aproape de guest, dar fiindcă nu eram doar pe hol, au clonat Wi-Fi-ul de guest, i-au pus în o denumire mai serioasă. Gen, contractor. No, not guest. Ok, după care, ce m-am gândit? Bă, ok, toate astea trebuie să ducă undeva cam prin același loc. Oare
dacă îmi schimb eu IP-ul de mână, îmi pun singur IP pe interfață de Wi-Fi, merge? După care am zis, ok, suficient încercat de să printez, hai să fac o pauză. M-am dus până în bucătărie, am rățuit ceva, m-am întors și după aia, ca thinking out of the box, sub biroul meu aveam un cablu de rețea deja băgat într-o mufă de rețea. Și mergea. Mi-a dat un IP friendly de pe care puteam accesa imprimanta. HCP. Da. HCP. Da. După care, asta e partea interesantă. Am mai dat și eu niște ping-uri să văd. Bă, la serverul ăla de aștept o săptămână acest live să pot să fac și commit că ok. Mi-au pus un mirror ca să downloadez codul pe SBN, dar așteptam de o săptămână cu commit în brațe să îmi facă ceva un mirror pe care să pot face push sau să facă o clonă a lui master pe care să pot face push. M-am dat ping în ăla, a, merge și ăsta, super! Awesome! După care, și-au dat seama că eu încercând să printez un bilet de autocar, tocmai l-am compromis frumusețe de rețea super paranoic securizată. That's it! De-aia, ei încercau să se ferească de super spioni, atacatori, teroriști. Eu eram unul care voia să printez un bilet. That's it! După care, ca și cum, după care, am vorbit cu șeful. Bă, știi, am reușit să printez biletul ăsta. A, super! A, și vezi că am făcut rost și de acces la serverul ăla pe care ca să dau push la cuvintul ăla de săptămâna trecută. A, super, ți-au dat de la IT? Nu, știi cablul ăla de sub masa mea? Da, l-am băgat telefon. A, nu, nu! Scoate-l imediat, nu mai spune despre asta, e o violare masivă a politicii noastre de securitate. Boss, serios? După care, băi, dar trebuie să mai raportăm undeva chestii din astea, că nu mi se pare ok ca voi să vă credeți atât de secure și să lăsați cabluri băgate în rețeaua voastră super secretă, așa, la îndemână oricui. Bă, nu, 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 lasă, e prea multă birocrație. Nu ne băgăm acolo, lasă-o așa. Și de asta, în mod ironic, pentru că erau atât de serioși despre securitate informatică, chestia asta a rămas neraportată și nerezolvată. Versus compania anterioară, care erau chill. Erau, ok, avem o problemă, o rezolvăm, issue closed, super. Nu, aici, ca în caz de incident din ăsta de securitate informatică, chiar convocat un consiliu al bătrânilor, care să delege o echipă de experți în securitate, care să evalueze problema, bagubele și toate alea. Și n-avea nimeni chiar de așa ceva. Poate mai puțin eu, care eram contractor, nici nu pot să ne gândesc nimic. Ok. Și problema că asta e o problemă foarte simplu de rezolvat cu device-uri, cu switch-uri moderne. Poți să faci autentificare per port, dar să forțezi pe toată lumea să se logheze înainte să poată folosi portul de rețea. Dar, oh well, pui pasă de alea. Ei, dar avem niște politici de securitate foarte strict. Adică nu puteți face nimic fără autorizare. Și asta e interesantă, fiindcă, în primul rând, le-am compromis securitatea cam din greșeală și, ca exemplu de social engineering, că l-am convins pe șeful meu să mă lase să fac ceva ce n-ar fi să fac. Trebuie să printez și ca să printez să mă conectez la rețeaua lor. That's it. După care, altă poveste, alt client, tot ca și contractor, era un proiect. Ok. După care a trebuit să facem setup. Setup-ul era pe serverele lor, pe serverele clienților și ca să le accesăm trebuia folosit un client de VPN. Cât de greu poate să fie să faci un demo având VPN, având acces la servere. Multe chestii. Una din probleme era cum să mulți fișiere la acolo. Eu eram undeva aici, la firma A și aveam conexiune la internet, internetul era legal la compania B și folosind VPN-ul aveam legătură directă de aici până în cloud-ul companiei B, care după aia conținea server. Cum mut fișierea acolo? Mai întâi încerc varianta simplă, cu un SCP, cu ceva poate merge. Nu.
toate conexiunile mele folosind TCP/IP de aici către serverul ăsta erau blocate. Toate porturile ăstuia erau filtrate de un firewall. Și nu puteam să deschid niciun fel de conexiune, chiar dacă eram legat direct la rețeaua privată. Și tot accesul, tot controlul, era făcut printr-un soft proprietar de remote access care te lasă să vezi, adică formatează doar monitorul, tastatura și mouse-ul. Și, ok, pentru fișiere mici, ok, le transmit de mână la tastatură. Dar dacă ai câțiva giga de transmis în partea ailaltă, e mai greu. Și atunci, ce am făcut? Am intrat prin remote access pe chestia asta, aveam interfață grafică, aveam Firefox și am încercat să folosesc program, să folosesc site-uri de fișiere. Gen Dropbox, gen Google Drive sau alte chestii de gen. Ei bine, nu erau lăsați. După care am zis, ok, interesant, ăștia filtrează internetul. Ce pot să fac? Hai să încerc să mă conectez la un server super obscur din poli de care n-au auzit nimeni. Pe care, la fel, sunt multe fișiere. Și ăla a mers. Ok. Ori au făcut ăștia whitelist special la un server super obscur din poli, de care nu-i poate să nimănui, ori ei au făcut blacklist. Astfel încât serviciile populare de file storage să fie blocate, dar serviciile obscure de file storage să fie lăsate. Astfel încât tot ce a trebuit să fac a fost să accesez un site, să caut pe net free file storage website, enter, și după aceea să le iau în ordinea popularității. A trebuit să ajung până pe la al 6-lea pe primul rezultat pe Google, în ordinea popularității site-urilor de file storage free, ca să găsesc ceva care merge. Și am mers. Are sau ce? Și de asta, blacklist-urile, ok, sunt bune, dar whitelist-urile sunt și mai bune dacă vrei să filtrezi accesul. Mai ales dacă ești paralel față de site-urile de file storage. Și file transfer, având în vedere că scopul internetului e file transfer. Asta am zis că ok, e nașpa, dar hai cum am pregătit. Partea de demo e pregătit, acum n-am pus fișiera acolo, merg totul. Ah, nu. A mai fost problema cu softul de conference. Ca să fac. Să audă stimul audio, să putem și discuta ce sunt acolo. Și problema, atunci când aveam VPN-ul activat ca să mă pot conecta la cloud-ul lor, nu mai merge internetul. Mă subcaspiau rutele. Astfel încât tot traficul circule prin routerul de aici. Și ceea ce e și mai rău, că din routerul de aici nu mă puteam conecta la site-ul principal, la serverul mare de audio conference, pe care trebuia să mă loghez și să fac demo efectiv. Asta. Acum, faptul că VPN client-ul era configurat așa, da, asta a fost o configurare explicită din partea unui admin de acolo, care s-a gândit pe cazul general, nu s-a gândit că, bă, dar dacă cineva poate chiar are nevoie de așa ceva să nu-i bușească toată conexiunea la net ca să, și să circule totul pe aici. Astfel încât, ce să fac? Modific din nou rutele, cu ruta mea să ies în internet, să nu mai ies prin cloud-ul lor. Problema care era? De pe serverul ăsta, puteam să ajung în Google, de pe server. Dar din VPN-ul meu, dacă aveam VPN-ul activat, nici Google nu putea să-l accesez. Îmi accesa doar servere din interiorul cloud-ului lor. Ok. Și dau să îmi adaug rută să meargă, să-mi redirectez traficul nu prin cloud-ul lor, ci prin internet. Ei bine, chestia asta a mers. Pentru 2 secunde. După 2 secunde, eroare. Nu e ok. VPN-ul, clientul de VPN verifică de fiecare dată tabela de rutare. Acum, asta poate ar fi fost un moment bun să zic că, bă, băieți, nu putem face demo-ul, hai să mai amânăm o săptămână. Dar de ce amânase demo-ul de prea multe ori? Era cam critică treaba. Și decât să mai stăm și după IT-ul lor, care nu e cel mai rapid IT-ul din lume, am zis, hai să caut eroarea pe net. Și m-am uitat. Pe net e chestia asta, unii au mai fost și alții stresați de eroarea asta și, în mod bizar, au
mers pe aceeași cale ca mine și și-au dat seama că dacă deschizi IDAPCO și se uită în Hexa și modifică anumite instrucțiuni din assembly, reușesc să bypasseze check-urile alea și să nu mai dea eroarea aia. Să te lase să-ți modifici singur tabela ta de rutare. Doar că deja când am văzut că e vorba de umblat cu assembly, assembly de X86 nu e favoritul meu. Că trebuie să le fie cu orice ocazie, ai zis, ok, am mers pe departe pe care asta, poate ar fi cazul să mă opresc, să aleg altceva. Și atunci, pe calculatorul meu am făcut o mașină virtuală de Windows, în care am pus tot, inclusiv clientul client, și acum și m-am conectat prin mașina virtuală. Mașina virtuală avea tabela de rutare bușită, tot ca pe care directat în cloud-ul lor, dar tabela de rutare de pe host, de pe calculatorul pe care lucram eu, era intactă. Și puteam face video streaming și screen sharing și audio streaming și totul mergea bine. Și, din nou, chestia asta poate fi fost rezolvabilă cu un ticket la IT-ul lor, dar asta mai adăugam pe două săptămâni și demo-ul era cam urgent. Și cam despre asta a fost vorba. Situații care nu ar fi să apară, în care IT-ul vedeți că configurează chestii dubios, și cum le-am bypassat. Și acum, ca și concluzii, ce e foarte important și rețin minte, că e mai bine să accept issue-uri de securitate din partea angajaților sau contractorilor, decât să îi pedepsești că găsesc furcării din asta. Fiindcă dacă ești strict cu chestiile astea, o să evite toată lumea să declare issue-uri de securitate și o să te trezești că, de fapt, sistemul tău nu merge. În timp ce dacă ești chill și accepti observații din partea echipelor, o să vedeți, o să meargă treaba mai bine și încă o chestie, whitelist-urile merg întotdeauna mai bine decât blacklist-urile. Degeaba filtrezi cele mai populare trei servicii de file storage dacă pe restul le lași în pace. Asta a fost prezentarea. Dacă aveți întrebări, să spuneți. Mulțumesc pentru atenție! Cum era și prezentarea și cum ce ai zis, tu foarte hype și așa. Cum de nu ai avut serverul tot de file transfer sau file storage? Da. Se întâmplă. Acum e așa ceva, personal. Am un server. Am un server în o creată a Amazonului. Aha, ok. Ok. Așa, o exploit. Așa. Ziceai că era ușor de identificat pentru că știai maxul ăla. Da. Dar cum ai fi aflat dacă teoretic fiind o idee black box, cum ar fi știut? Nu. Faza care îți dai, mi se pare că și mesajul de eroare. Zicea, se generează un număr random între 1 și max nu. Blinkă-ne de un număr secret de ori, de câte ori am blinkărit. Așa era mesajul. Îți dădeai seama, da? Ok. Până la aia cum dorești voi, așa era dacă timer-urile alea nu erau nici o interfață care să se interzică să dai, spre exemplu, control ce aplicații puteai răbui să faci un fel de lucruri la engineering, să vezi niște numere pe acolo. Da, doar că pentru a face reverse engineering trebuia să ai acces fizic la device. Și scopul feature-ului era să nu te lase să modifici tot dacă nu ai acces fizic la device. Deci oricum era decâtător. Da, dar avea acces la aplicația care zicea văzute la device și uite de referea pe tine. Păi nu era o aplicație, era un omuleț. Ca să-i zici, ok, tu, du-te în laborator și numără de câte ori am bicărit și după aia bagă-te la tastatură. Dar nu e ca automat. Cine avea acces la aia? Cine putea să dea control și ăla? Oricine se conecta prin internet sau SSH. Sau serial. Ia. Ia, îți mulțumim tare mult. Trebuie să recunosc că nu mă cine are prea să zică insight-ul de genul ăsta. Mai ai cine mai povestești? Mai faci treburi din astea? Să mai fac tâmpenii la muncă și povestesc după aia.
Super, mulțumim încă o dată! Să facem o discuție. 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 Să facem o discuție.
S-ar putea să fiu prit, dar Thank you.
Da. Dar mare parte nu. Da. Nu contează. Nu contează dacă vezi că au dat cineva să spune. Păi nu, că la urmă și l-am găsit din nou. Aici, până la rapidă. Așa că ți-am găsit. Eu iubesc. Păi sunt gata. Poți să urmăriți o poftă? Da, vrei? Mă aud? Perfect. Să mai? O să ajung și acolo. Stinge și luminile un pic? Da, sigur. Să se vadă mai bine, nu din alt. Să fie mai romantic, da. Bun. Eu o să vorbesc un pic despre securitatea în aplicațiile web. Văd că asta e tema zile de azi, sau serii de azi. Câteva lucruri despre mine, mă numesc Nilă Constantin. Puteți să-mi ziceți Costi, ca să fie mai scurt și mai bun. Lucrez la CRO, sunt programator, ca colegul de mai devreme, sau ca mulți din sală. Câți sunteți programatori? Câți nu sunteți programatori? Vedeți? Asta, la asta mă refeream. Putem totuși să ținem legătura, chiar dacă e diferența asta între noi, pe Facebook, mail sau whatever. Am zis că lucrez pentru CRO. Nu știu câți ați auzit din sală despre CRO. Toată lumea. Ați auzit de CRO? Cam puțin. O să vă zic eu așa, mare. Noi suntem Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate. Pe România, bineînțeles, nu altă țară. Cu ce ne ocupăm în mare? Ne ocupăm de alertele de securitate cibernetică, facem și pentesturi, facem și audituri de securitate, răspundem și la incidente, că suntem chemați. Ransomware, chestii de genul ăsta. Dacă aveți probleme și vreți să le raportați, aici jos este un mail la care oricând o să vă răspundem. Sper că se vede. Da. O să trec mai departe. Despre ce o să vă vorbesc eu? Despre WordPress, în principiu. De ce? Nu știu de ce. Pentru că e cel mai folosit framework web. CMS. CMS, framework. Ok. CMS, ca să nu se supere nimeni. În principiu o să vorbesc despre probleme pe care le-am văzut noi la CRO. Problemele sunt multe cu CMS-ul ăsta. În principiu problemele apar din cauza plugin-urilor. În special anul trecut am avut probleme din cauza la acest plugin. E destul de scumpicel dacă stai să te gândești, plus anual se plătește un abonament. În data de 1.7.2016 a apărut o vulnerabilitate descoperită de Mukaram Ali. Vulnerabilitatea exploata acest plugin care era destul de folosit în perioada aceea. Nu știu dacă v-ați întâlnit din ea. E pluginul care face imagine să se miște precum paginile unei cărți pe site-uri. Chestia e. Tipul respectiv a descoperit vulnerabilitatea, a făcut disclosure cu vânzătorul pe data de 3, așa de-a, iar pe data de 4 a publicat și exploitul din exploit din același tip. Da. Ai descris o chestie de front, practic. Adică bănesc că era efectiv o chestie ce ținea de CSS și așa mai departe. Ce până la vulnerabilitate era? Ajung și acolo. Okay. Da, ajung și acolo, intru în cod. Ideea e, eu v-am zis cum arăta vizual și probabil că ați văzut-o pe site. Era foarte multe site-uri care o foloseau. Cod. Care era problema? Existau mai multe probleme, de fapt. În codul din față, pot să vă las pe voi să vă dați seama. Care era problema? Sau pot să vă zic eu, nu știu acum. Care e feeling-ul în sală? Zine, okay, că e cam târziu. Codul din
fața dumneavoastră, se puteau încărca imagini fără autentificare, da? Mai mult decât atât. Dacă site-ul web folosea o versiune veche de PHP, nu știu, PHP 5.0, parcă, acesta făcea escape la nullbyte și practic dacă denumeai o imagine, nu știu, image.ds00.jpg, nu, php.jpg, practic puteai să încarci chiar un fișier PHP, fără să te autentifici pe site-ul victima. Destul de nasol. Nu se termină aici. Dacă merge mai departe în aceeași în același fișier PHP, de fapt, din plugin, mai găsim o vulnerabilitate și, din nou, ne permitea ștergerea oricărui fișier sau director fără autentificare. Iar, destul de nasol. Trecem mai departe. Mai exista și frumusețea asta, care îți permitea o să ai script. Ăsta e inject. În fișierul flipbook, un PHP. Bun. Deci care erau probleme? Puteai să încarci imagini în root neautentificat. Puteai să ștergi orice fișier neautentificat. Și puteai să faci și cu site script dacă chiar țineai neapărat să mai faci ceva cu site-ul respectiv după ce îl exploatai. Unde găsim noi un site vulnerabil? Probabil că mulți dintre voi se gândesc, mă, trebuie să scanez, să vezi dacă folosește plugin-ul respectiv, dacă folosește WordPress, dacă e PHP. Era suficient un search pe Google, de fapt. Căutai calea asta. Și așa arată un site vulnerabil. Băiatul din imagine a avut noroc, că el și-a făcut update la PHP. Și chestia de care vă ziceam mai devreme, cu mult byte, n-a ținut. Da? Practic în PHP 5, dacă făceai, încărcai de fapt un fișier cu numele ăsta, cu un byte-ul, ți-l încărca de fapt așa. Și avem un fișier PHP acolo, de o imagine. În care puteai să spui tu ce cod voiai, să facă ce voiai. Trecem un pic mai departe. Chestia asta e mai recentă, e de luna asta. Sper că dacă sunt care folosiți WordPress, ați făcut și voi update la 47.2. Pentru că 47.0 și 47.1 erau vulnerabile. Din nou, luăm timeline-ul vulnerabilității. Pe 26.1.2017, WordPress a lansat un nou update de securitate. Rezolva mai multe probleme, printre care și cea despre care o să vorbesc eu. Pe întâi a doua, tipul ăsta, Mark Alexander, a descoperit vulnerabilitatea și a publicat-o pe blogul companiei pe care, la care lucrează securii. Iar pe 2 a doua, au apărut primele exploituri. Inițial, din câte mă uitasem eu pe ExploitDB, unul în Python și unul în Ruby, dacă nu mă înșel. Da, nu scrie pe site. Din nou, o să luăm codul și o să ne uităm un pic care au fost problemele. Luăm primul fișier. Fișier nou a apărut în versiunea 4.7, pentru că parcă versiunea 4.7 de WordPress a introdus un nou feature, REST API, care era by default activat și conținea fișierul acesta PHP. Ce permitea postări cu funcții, cu metodele post, get și delete de fișiere pentru actualizări, comenturi, chestii de genul sau editing. Problema în codul acesta este că requesturile de tip get și post au prioritate față de cele rutate. Normal, un fișier se accesa cu ruta și ID-ul în caput. Dând prioritate la metodele post și get, practic un atacator putea să facă un request cu un ID contrafăcut
în loc să fie numeric cu cerea funcția, să fie alfa-numeric. 1, 2, 3, ABC. Acum nu e o problemă mare. Dar trebuie să săpăm un pic mai adânc. Și o să mergem în funcțiile update item și update item permission check. Dacă luăm aceste funcții, prima dată update item permission, nu prea vedeți voi. Așa că o să vă zic eu ce se întâmplă aici. ID-ul respectiv este verificat și se mai verifică dacă articolul respectiv există. Deci dacă tu ai ID-ul care trebuie și articolul există, ai voie să faci update. Totul sună ok. Problema e că articolul se verifică dacă există prin get instance, care înainte să verifice face un cast de ID-ul respectiv, să vadă dacă e numeric sau alfa-numeric și folosește doar partea numerică din ea. Practic, din nou, dacă ai un ID 1, 2, 3, ABC, get instance, să zicem, nu există, update, nu mai intri în funcția asta. Update item. Ai sărit de update item permission, ai permisiuni, un ID care nu există. Bun. Ce permisiune ai? Ai permisiunea să editezi ceva ce nu există. N-ar fi fost o problemă dacă din nou nu se face un cast la ID-ul respectiv și de data asta ID-ul devine din nou numeric. 1, 2, 3, 4, ABC devine 1, 2, 3, aici. ID-ul există și tu ai dreptul să reditezi pentru că funcția de mai devreme a fost sărită. Practic puteai să editezi orice post fără să te autentifici. Foloseai un ID alfa-numeric în loc să folosești un ID numeric. Au fost mai multe probleme ca să ajungi aici. Lipost a depus, na, nu știu, mult efort ca să descopere vulnerabilitatea respectivă. El în articolul în care m-a postat pe blogul Supării, menționa faptul că compania pentru care lucrează voia să folosească WordPress 4.7, iar el a fost însărcinat cu să facă un audit asupra CSM-ului și să vadă dacă poate fi folosit așa cum e sau trebuie făcute modificări. Zile acestea am văzut un articol postat de Petkov, care postează tot felul de articole de securitate, dar mai mult pe hacking, accesat. Îl găsiți la link-ul de mai jos, dacă vreți să îl citiți. El descrie mare, pe larg și pentru toată lumea, cum să faci hacking pentru 7.0 și 7.1. Practic și un copil de 10 ani care n-a auzit niciodată de coding sau de orice altceva ar putea lua exploitul respectiv și să-l folosească. Ceea ce e o problemă foarte mare pentru noi, ca centru de răspuns la incidente, pentru că vezi foarte multe atacuri care da, sunt din toate părțile. Cum arată site-urile vulnerabile? Am luat câteva exemple din baza noastră de date. Acesta este un site de phishing care simulează o pagină de bancară franceză, din câte văd eu aici. Bat iară și încurajează utilizatorii să verifice dacă site-ul se securiza și să vede verbele astea aici, nu știu dacă se vede HTTPS-ul. Site-ul de phishing îți bagi credențialele acolo, de fapt e site bancar, atacatorii ți-au luat credențiale pentru bancă. Astea care sunt HTTPS, dar dai click și să vezi detaliile? Da, dar cât îți dau click să vadă detaliile? Pentru că aici domeniul eu trebuie să-l ascund. Dar îți dai seama că nu era în franceză. O să dau mai mare, dar dacă vreți chiar o să dau mai mare să vadă clar. Dar o să vedeți că e domeniul de România și nu e site de Franța, cum ar trebui să fie. Să vedem? De
fapt, banca ar trebui să aibă extended validation ca să-ți apară direct în bară numele băncii. De fapt, site-ul ăsta ar trebui să existe, dacă stăm să luăm așa. Nu la WordPress, i-a încărcat cineva site-ul de phishing acolo. I-a încărcat pagina respectivă. Bine, atacatorii acum folosesc mai multe metode ca să ajungă aici. Prima dată descoperă site-ul vulnerabil, încarcă pagina folosită vulnerabilitate, nu neapărat WordPress, pot să fie și alții. Au încărcat pagina acolo, îți trimiți un mail, mă rog, să trimite masă, nu neapărat ție ca persoană fizică, în care zice, du-te și verifică-ți credențiale că am avut o problemă sau ceva de genul. Tu intri pe link-ul pus în mail, care arată cum arată, dar de fapt e link-ul ăsta. Ajungi pe site-ul respectiv, seamănă cu site-ul bun, ce e chiar clonat. Faci credențialele și deja ești expus. Asta este un alt exemplu de astfel de site. Este mai recent, 21.2. De data asta, pagina cu .ro era folosită doar pentru redirectul către pagina care era de fapt cu phishing. Dar aceeași poveste, mai ales faci credențialele, atacatorii au acces acum la contul tău bancar online. Probleme cu WordPress-ul, cum am zis și mai devreme, sunt multe. Exploit de vie există 995 de exploituri de WordPress. Când am făcut eu poza respectivă. Acum problema asta mai crescut. Chiar băieții ăștia de la Socuri au un raport foarte bine detaliat și chiar vă recomand să-l citiți. Nu știu, mă rog că prezentarea o să ajungă și undeva pe site. Și ăsta e link-ul. Și o să vedeți pentru fiecare CMS cum să situează în parte. Dacă luăm pe următorul din listă, Joomla, și vedem că este foarte mult în spatele la WordPress, cred că nici ăsta nu este foarte departe. Săptămâna trecută am văzut-o pe ExploitDB, că tipul ăsta, Isan Senkan, a dezvoltat 41 de exploituri în 8 zile pentru Joomla, ultima versiune. Nu sunt per se only Joomla, sunt pentru plugin-uri, diferite plugin-uri, de PayPal, de tot felul de plugin-uri. Intru în detalii foarte mult. Dar ele există acolo, sunt publice și oricine ar putea să le folosească. Iar identificarea site-ului nu este foarte greu. Trebuie doar să cauți anumite căi pe Google și îți dai seama ce folosești. Și v-am promis, de fapt am promis organizatorul că o să zic de ceva și despre JavaScript. Site-ul ăsta, The Good, The Bad and The Ugly. Nu știu dacă lumea s-a prins la referință, am filmat o dată. JavaScript, la ce este bun? La web aplicații sau la servicii microservices. Nu este bun la aplicații mari. Și îl vedem din ce în ce mai des pentru aplicații foarte mari, la nivel enterprise, cu mulți clienți, este folosit. And the ugly, ecurile care se pot face cu JavaScript. Am ales să pun un exemplu de asta de hack. Ăsta este un script care a fost injectat într-un site malicios. Este foarte greu de detectat atâta timp cât nu pică pe niciun regex. Nici măcar pe regexul de script nu pică. Plus că are textul ăsta care e foarte aleator. Dacă îl băgăm în beautifier, parcă începe să aibă o noimă. Aici n-am mai pus eu tot. Sunt 299 de cuvinte, de 90 de cuvinte, de fapt, o variabilă. Iar prin procesul normal pe care face orice browser de interpretare a acestui cod, ajunge ceva de genul ăsta. Un simplu script care îți introduce un iframe. Practic, ce se întâmplă? Tu ai un site către o aplicație web. În câmpurile aplicației, o victimă își introduce credențialele, pentru că aplicația e legitimă, iar iframe-ul de deasupra le preia. Că a zis ca un site bancar. Și le trimite mai departe. Din nou, autentificatorul se autentifică.
credențiale tale. Scură sesiunea. Bine. Este asta se folosește pentru Facebook, pentru mai multe servicii, la care folosești de obicei mail-ul să te autentifici și o parolă. El îți pune o pagină care e invizibilă deasupra. Tu îți bagi mail-ul și parola pe un site legitim, dar de fapt le bagi în câmpul ăsta, care e invizibil, le trimite și la site-ul legitim, dar și mai departe unde are el nevoie. Și asta se poate face cu JavaScript. Bine, se mai pot face și script-uri, ca mai devreme. Redirectul acesta era făcut-o pentru JavaScript. Ca să ajungi pe pagina asta dintr-o pagină legitimă. Cam aceasta a fost prezentarea mea. Știu că a fost scurtă. Dar vreau să mai puneți mai întrebări. Script-ul ăla acum a zis injectat cel de vreme care generează chestia asta. Acesta? Da. Metodele sunt multiple. Depinde ce folosești pe site-ul respectiv. Dar dacă este vulnerabil și permite introducerea de script, nu știu, cross-site scripting, vulnerabil cross-site scripting la CRSF, scriptul ăsta poate să ajungă acolo. Dacă ai la secțiunea de comentarii, de exemplu. Nu, da. Sunt unele care interpretează direct asta și poți să-i bagi. Da, ce să zic. Da, normal. E, nu e CSS, e cross-preference scripting, forgery sau ceva. Da, cred că am zis bine. Cross-site forgery. Așa. Pentru că vrei, practic, alt utilizator să vadă chestia asta, nu vrei să o vezi tu. La cross-site scripting vezi tu alertă. Deci pe merge. Dar tu vrei să vadă altul alerta, bine, în cazul de față ai frame-ul, nu tu. Da. Da, da, ajunge să fie stocat pe server. Și practic fiecare utilizator viitor va rula în contextul browserului său și scriptul respectiv care va pune iframe-ul transparent în fața paginii legitime. Ține trei măsuri să ne protejăm de chestiile astea. Primele trei lucruri care le recomand tu ca primele să trei evităm cele mai comune trei probleme care le-ai văzut. Programator. Primele lucruri pe care vi le recomand e folosiți framework-uri. Dezvoltați-vă propriul cod. Chiar dacă este vulnerabil, unui atacător e mult mai greu să găsească exploit-uri. Pentru cele cunoscute, pur și simplu se duce pe sursele publice și găsește exploit. Dar voi, dacă vă scrieți codul, el practic trebuie să facă tot reverse engineering-ul de care vorbea și colegul mai devreme, ca să vadă unde este problema în codul vostru. El neavând acces la sursele voastre, la astea are acces. Deci, în primul rând, mai bine vă scrieți codul vostru decât să folosiți codul altcuiva. Iar dacă nu arată la fel de frumos, pentru că WordPress-ul ăsta e ales, pentru că arată foarte bine și e ușor de folosit. Un alt sfat ar fi să vă testați propriul vostru site. Ăla dezvoltat, hai să vedem la ce e vulnerabil. O scanare are ușor de vulnerabilități, există multe scanere, cred că free și tot ce vreți, să vă dați seama cam unde stați și ce ar trebui să rezolvați, înainte să-l puneți în producție. Alt sfat. Dacă vedeți așa ceva, v-am zis mai devreme de e-mail-ul ăla, alert.ro, ne trimiteți și nou un link ca să-l dăm jos să nu pățească alții. Asta. Cam asta ar fi. Da. Am o întrebare. Ați găsit, în general, multe vulnerabilități pe site-uri făcute în CMS-uri mai mature, adică făcute de, nu știu, sunt destul de multe, de exemplu, în .NET, gen Sitecore sau în Bravo sau astea. Care, în practic, atunci când dezvolți un plugin pentru așa ceva, comunicarea cu sistemul respectiv se face printr-un API și nu te lasă să make dir și alte lucruri. La WordPress fix de la asta apără problema. Am zis, băi, să punem și noi API-ul CMS-ul nostru. Da, și API-ul fix când au pus codul respectiv, atunci au avut o problemă. Versiunea dinainte nu sunt vulnerabile.
În API testat. Adică... Și l-au testat. Problema e alta. Dacă voi folosiți CMS-uri, codul ăla e accesibil. Este mult mai ușor de accesat de un atacator și să facă reverse engineering. Dacă voi vă scrieți codul vostru și îl țineți intern în companie, normal că nu ajunge pe mâinile altcuiva. Ca să fie supus unui proces de reverse engineering, să vadă unde sunt vulnerabilități. Da, întrebarea era dacă, statistic vorbind, ați găsit vulnerabilități multe, inclusiv din astea proprietarii. Nu prea. Că acum să zic, bă, scanăm toate CMS-urile și facem noi de toate. Ah, okay. Noi vedem, bine, mai facem și cercetări de piață. Dar nu ne-am uitat la framework-uri moderne. Ne-am uitat la Java, de exemplu, sau mai știu ce. Pe bani și de asta sunt dezvoltate mai... Da, faza pe bani nu, nu ajută. Mai devreme, ți-am zis, plugin-urile... Bine, e un plugin, e adevărat, dar era destul de scump cel și totuși. Era destul de vulnerabil. Nu, ca asta enterprise sunt câteva mii, nu câteva zeci de dolari, adică e cu totul alt price range. Da, da, înțeleg ce zici, dar... Da, probleme pot apărea atâta timp cât codul este, da, este mai greu, pentru că eu ca să am acces la cod trebuie să-l cumpăr și eu, e adevărat. Dar dacă un atacator, bine, un atacator, când zic un atacator, nu mă refer la o strigă, la o persoană, la un grup, la o entitate, își dă seama că investiția merită și are de câștigat e mult mai mult decât investiția. De exemplu, să zice că toate băncile din lume s-a ducă să folosească un antic CMS. Care costă 5.000 de dolari. E pentru ei, asta e o investiție care merită. Alte două. Și data trecută s-a râs la chestia. A stricat fraza asta pentru toată lumea, deci pentru generații de acum a stricat. Altă întrebare, nu o să se mai poată să zică serios sau orice alt context. Aveai mai devreme un chat cu 8.000 de WordPress-uri vulnerabile să facă. Asta ce sunt? Defecte WordPress? Da. Am fost la un moment dat, când a fost publicat... În 2016 nici ceva de site la ei au fost la când a fost... De site nu se pare mult având în vedere că WordPress are milioane. Sucuri e o companie care face audituri. Din nou, cum a zis și colegul, dacă tu nu raportezi o problemă, nu înseamnă că nu ești vulnerabil. Astea erau raportate. Curios cât de mult a afectat partea cu API-ul, că știu că WordPress-ul o să dau la un anumit site. Da. Adică nu se updatează... Aici, da? Deci vulnerabilitatea a apărut pe 1.7.2016, da? Și vin aici. Și era încă așa. Asta e un site care nu a fost raportat. Care există. Site ca victimă. Deci a fost o victimă care nu a raportat. Băi, eu am o problemă. Faptul că alea sunt raportate îți dă un feeling asupra cifrei reale, dar să zic eu, nu blobează cifra reală, să zici, bă, mai sunt două, trei neraportate. Nu, numărul cazurilor neraportate e mult mai mare. Mai am o întrebare, ce putem să reportăm la ce? Excel, site-uri care fac fiși? Site-uri malițioase, malware. Poți să raportezi oameni care încearcă să-mi spargă serverul Grumpor? Nu începe cât de site. Normal, poți să raportezi. Poți să raportezi. Genul de păști, dar au EDS și încearcă să-mi spargă site-ul. Da, îți zic că... În caz. Poți să raportezi că te atacă, mă rog, cineva îți atacă serverul web. Da. Cineva încearcă să spargă softmaker-ul de 3 luni de zile la fiecare 15 minute și a bani. Ah, asta e o chestie de raportat. Da. Asta chiar te rog să faci un mail. Încep să raportezi la oameni. Dacă știi că sunt IP-uri din România, chiar te rugăm. Pe lună? Pe zi, nu știu. Deva între 10 și maxim, nu știu,
maxim. N-am măsurat un maxim, ca să vă spun. Dar minim 10, zic. Undeva la minim 10. Și cum facem să nu cauzăm și noi problemele de genul ăsta? Adică să zicem că noi suntem dezvoltatori de platformă ca din 3 din clipul ăsta. Așa. O să cauzați și voi probleme. Să nu facem. V-am zis, auditarea codului. Există multe framework-uri care testează. Niște băieți de la... Dar sunt foarte, foarte mulți care oferă serviciul ăsta de testare de cod. Plus, vă puteți voi singuri testa codul auditor. Păi, intenția mea e să facem vulnerabil din prima. Da. Ne-ai gândit că am făcut bine. Păi asta e, de aici a pornit problema. Zic, eu l-am scris foarte bine. Îl dai al prima, din echipa voastră. Deci lucrați în echipe de mai mulți, nu? Și un coleg de altul n-a văzut codul. L-a și pe el salvat. Din nou, v-am zis, sunt o felul de aplicații free, căutați pe net, nu vă dau nume, care îți fac audit pe aplicații web. Îți testează aplicația ta web în funcție de semnăturile celor mai cunoscute vulnerabilități. Măcar treci prin alea foarte cunoscute. Ți le filtrezi pe alea. Un al treilea mod de a testa sunt framework-uri speciale de auditare cod. Și chiar mofti că nu mai mi-aduc aminte cum se numește. Check. Cătălin, m-a ajuns tu? Ok, o să share-ui pe... Puneți, mă rog, prezentarea de la... Checkmarks. Am avut să aminte. Checkmarks. Se numește, puteți să vă notați. Ei fac și auditare de cod. JavaScript, PHP, genul ăsta, sigur. Și mai sunt și alții. Ăștia sunt unii care îmi vin mie în minte acum. Ok. Alte întrebări. Și mai râdeți. Că vă invit să ne bucurăm de partea de networking și să mai povestim așa pe lucruri. Și mulțumim tare mult pentru vizitare. Și eu mă bucur pe partea de networking. Vreau să-i mulțumesc lui Cătălin că m-a încurajat să fac treaba asta.